Deputatul clujean Emanuel Ungureanu a depus astăzi o nouă plângere penală, de data aceasta la DNA, structura centrală, împotriva medicului Mihai Lucan, fost șef al Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj. Acuzațiile sunt de abuz în serviciu, de lapidare și luare de mită în legătură cu achiziționarea mai multor echipamente medicale de peste 5 milioane de euro prin încredințare directă. Am depus câteva zeci de pagini cu contracte pe care Lucan le-a încredințat unor firme, să le spunem, de casă. O mână de firme au muls bugetul Institutului de Transplant și l-au dus în pragul falimentului prin multiple scheme de tip infracțional foarte clare. Deputatul clujean a dat și exemple de achiziții la suprapreț despre care i-a informat pe procurori. Un aparat de laser care costa pe piață și primise institutul o ofertă de 50.000 de euro. Iar acesta a fost achiziționat de la o firmă preferată de Lucan cu 100.000 de euro. Deci atât se dubla prețul. Emanuel Ungureanu a explicat și de ce a făcut plângerea la structura centrală a DNA. Pentru că Lucan a fost protejat în toți acești ani, a operat procurori acolo, judecători, general serii. La un moment dat, când Lucan a aflat că PSD vine la putere, se lăuda pe culoare că vremea lui a venit vremea alor noștri, exact așa se exprima. Emanuel Ungureanu a mai depus o plângere penală împotriva medicului Mihai Lucan la DICOT, dosar în care acum câteva luni fostul șef al Institutului de Urologie și Transplant Renal Cluj a fost deținut pentru 24 de ore de procurori. Dosarul respectiv se află încă în lucru la procurorii antimafia.